Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că partidele care ajung la putere în țara noastră, Republica Fantastică România, se ocupă în primul și în primul rând să-și distribuie oamenii toate funcțiile pe care pot pune mânuța, funcții mici, mari, nu contează, sunt numiți politic șef și șefuți până la cele mai mici niveluri posibile. Mult peste cât ar fi necesar unui partid politic care a câștigat alegerile să-și pună în practică politicile de guvernare. Pentru că, da, este firesc ca un partid care ajunge la guvernare să-și numească în posturi cheie oameni care să aplice politicile lor de guvernare. Dar în România lucrul ăsta s-a transformat în totul altceva. Și eu sunt convins că ajung în diverse, prin această procedură, că ajung în aceste poziții de decizie și oameni pricepuți, bine intenționați, cinstiți. Sunt convins că se întâmplă. Dar, din păcate, sunt atât de mulți impostori pe aceste funcții, încât ajungi să te întreb dacă nu care cumva proverbul cu orice pădure mai are și uscături n-ar trebui schimbat în orice morman de uscături mai are și câțiva lăstari. Că așa pare. Pentru unii, ca să nu spun mulți, deci pentru unii dintre oamenii sistemului, singurul motiv aparent pentru care își doresc să ocupe o funcție de decizie la orice nivel e să aibă acces la cămara cu bunătăți de furat. Adică la contractele pe bani publici. La smântână. Să smântânească. Să luăm cazul unui inspector școlar dintr-un județ care nu e niciun caz printre cele mai bogate ale României, județul Neamț. De exemplu, un județ frumos, dar nu e în top, adică nu e bogăția concentrată acolo. Inspectorul școlar de acolo ar trebui să se ocupe de progresul școlii în județ, nu-i așa? Puneți alături de el și un director de școală, nici măcar din capitala de județ. În acest caz este vorba despre directorul liceului sportiv din Roman și mai asezonați cu încă alți câțiva funcționari dispuși sau predispuși și ei la șperțuială. Ce să fure oamenii aceștia totuși, te gândești? Adică nu sunt bani mulți, sunt la școală, adică ce se poate? Ce să fure ei? Mici medicinale de la liceu sportiv? Spaliere? Capre? Capre de gimnastică? Da, da. E bine, oamenii se descurcă. Recent, un domn pe nume Petru Sandu, fostul director al liceului cu program sportiv din Roman, a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru luare de mită și cumpărare de influență. Una peste alta, timp de vreo 2-3 ani, el a cerut și luat mită un sfert de milion de lei de la mai multe firme pentru a le da acestora contracte cu liceul sportiv. Dom'le, trebuie să fii atent pe unde vine banul și acolo să-l prinzi. E vorba de contracte pentru diverse lucrări și pentru livrare de materiale, pentru că la fel ca toate celelalte școli din România și liceul sportiv din Roman primește bani publici ca să poată funcționa, să fie reparat, întreținut, dezvoltat. Ori unde sunt bani publici, e rost și de șperț, nu? Comisionul solicitat de domnul director era 10%. Decent. Dar la care domnul director adăuga TVA. Asta mi-a tras atenția. Pot să vorbim imediat despre asta. Alături de domnul director au mai fost trimise în judecată, alte persoane, alte 4 persoane, printre care și inspectorul general școlar din vremea respectivă, domnul Viorel Stan, care ulterior a devenit deputat, dar și alți funcționari de la inspectorat, sub acuzații de luare de mită și trafic de influență. Banii ar fi venit de la directorul liceului, care îi lua de la firmele respective, ca plată pentru asigurarea spatelui și protecției necesare. Deci el avea și un rol de distribuitor. Era și principal provider al familiei de corupți și în același timp era și omul care asigura practic contractarea șpăgii. Procurorii au numărat și tranșele în care inculpații luau șpăgile respective, cifre care au variat între 13 și 30 de tranșe, adică practic o cotizație de lungă durată. În cele din urmă, să precizăm, nu să detaliem și acest lucru, procurorii n-au putut dovedi în instanță cu certitudine că inculpații au comis faptele de care erau acuzați, așa că aceștia au fost în cele din urmă achitați. Mm. Dar cu directorul, probele au fost beton. Și un amănunt care face coloratura acestei știri este că el, cum spuneam, cerea șpaga plus TVA. Ceea ce a derutat binișor șpăguitorii, în primul rând. Care nu înțelegeau la ce trebuie directorului TVA pe șpagă, că doar nu o declara la fisc. Dai domnul să știe. El a interpretat că mita e ceva cu valoare adăugată.
Deci trebuie taxată valoarea adăugată, deci mai punea 19%. De ce ar fi pus el 19%? Eu asta nici eu nu înțeleg și probabil că și procurorii s-au distrat copios, sunt convins când au documentat. Bă, ăsta cerea TVA la șpagă, înțelegi? Ori era super smart și și-a bătut joc de aici, azi le mai au 20%, le pun TVA. Mă îndoiesc, mă, băiatule. Ori nu înțelegi. N-avea habar de care cum ideea? E contractul? Contractul ăsta cât e? 100.000 de lei să ce să sugrăvești. 100.000 de lei plus TVA. 10% cât înseamnă? 10.000 de lei plus TVA. Păi e și pagă, doi șef. Păi scrie plus TVA aici, așa e, 10%. Da. Adică a luat 10-uiala la brut. Da. Sau cum ar era... la net. Era... n-a știut să le explici. Poate era taxa pe valoare adăugată pe care o dădea și el mai departe. Da, poate că de acolo... N-ai de unde să știi. Interceptările arată cum mituitorii, adică reprezentanții firmelor respective, erau de-a binele indignați de acest procedeu totalmente neortodox. Într-un dialog, unul îi se plânge altuia. Citez din interceptări. Deja e mult, zice ăsta, că el o socotește la cu tot cu TVA, adică șpaga. Și nimeni în lumea asta nu face treaba asta. Dar ce dracu? Iar celălalt se miră. Dar TVA-ul ce treabă are cu... asta. Și uite așa, domnul director de la un anonim liceu sportiv dintr-un oraș cu minte al României a strâns peste 50.000 de euro din mite cu TVA și cred că vă imaginați totuși, sau cred că putem să ne imaginăm cam cât de sus urcă nivelul în instituțiile publice care chiar au bugete serioase, domne, din care se poate smântâni ceva, nu ca la liceul sportiv din Roman. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.